Fata fără zestre, adaptare radiofonică după piesa cu același nume a lui Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Anul 1869, într-un orășel de pe Volga. Ați auzit noutatea? Se mărită Larisa Dimitrievna. Se mărită? Ce vorbești? Cu cine? Cu Karandășev. Ce prostie mai e și asta? Ce fantezie! Dar cine e Karandășev? Ce partidă nepotrivită pentru Larisa Dimitrievna. Bineînțeles, nepotrivită. Dar ce să-i faci? De unde să iei logodnic? O fată fără zestre? Băi, tocmai cele fără zestre găsesc logodnici buni. Au trecut vremurile alea. Înainte erau pretendenți cu duiubul. Se găseau și pentru cele fără zestre. Acum însă au ajuns la ananghie. Ai zestre, ai și logodnici. De prisos nu-s. Parcă Harita Ignatievna o mărita cu Karandășev dacă ar fi găsit altul mai bogat. Ogudalovii sunt totuși oameni de familie bună. Și deodată se ia de ginere un oarecare Karandășev? Un simplu funcționăraș fără avere? Cu șiretenia ei? Casa lor e doar întotdeauna plină de burlaci. De venit la ea vin toți pentru că e rost de câteva ceasuri plăcute. Domnișoara e drăguță, cântă din gură, din felurite instrumente, apucăturile gazdei libere. Astea toate atrag. Dulu! A sosit boierul! A sosit boierul, Serghei, Serghei! Am spus eu că el e, că doar e știut cioimul după zbor să cunoaște. Trăsura urcă dealul goală, da. Semn că domnul auto pe jos. Da, uite! A sosit boierul, bine ați venit, Serghei, Serghei! Bine ați venit, Serghei, Serghei! Isprăvește odată, Ivan, cu măturica asta. Vin de pe apă, pe Volga nu-i praf. Lăsați boierile, se poate, de un an întreg v-am văzut, așa că de bine ce ați venit, Serghei, Serghei! Bine ați venit, Serghei, Serghei! Dar, domnilor, am și uitat să vă prezint pe prietenul meu, Mote Parvoruci, Vasile Danilici. Vă recomand pe Robinson. Și mai cum? N-are nume după tată? Robinson și atât. Robinson. Ferș. Eh, ce vrei? Ia mea să prietene și eu mor de sete. Ei, așteaptă să ajungem la hotel. Voilà. Poate să ne servească și aici. Eh, hai, hai, du-te, dracu, să te ia. Gavrilo! Da. Să nu-i dai domnului ăsta mai mult de un păhărel. E arțăgost din fire. Am înțeles. Ferș. Poftiți, vă rog, cu mine, domnule Robinson. Acesta e, domnilor, un actor de provincie, Șceaslipțev Arcadi. De ce îi spui atunci Robinson? Iată de ce. Călătorea odată pe un vapor, nu știu care, cu un prieten de-al lui. Ah, fiul negustorului Neputiovui. Bineînțeles, amândoi beți turtă. Toate năzbâtiile care treceau prin cap, ceilalți pasageri le răbdau. Când odată, ca o culme a neobrăzării, au născocit o reprezentare dramatică. S-au dezbrăcat în pielea goală, au spintecat o pernă, s-au tăvărit în puf sub cuvânt că interpretează două roluri de sălbatici. Capitanul la cererea călătorilor i-a debarcat pe o insulă nelocuită. Treceam în plină viteză pe lângă insulă. Mă uit, cineva striga spre noi ridicând brațele. Eu imediat, stop! Mă urc într-o barcă și dau de artistul Șceaslipțev. L-am luat pe vapor, l-am îmbrăcat din cap până în picioare cu haine de ale mele, noroc că am destul îmbrăcăminte pe vapor. Ei, ce vreți, domnilor? Am o slăbiciune pentru artiști. Iată de ce l-am botezat Robinson. Domnilor, cred că îmi dați dreptate. O călătorie e o plictiseală de moarte, așa că ești bucuros de orice tovarăș care te face să petreci. Sunt de aceeași părere. Vă să zic că e vesel. Ai un partener foarte hazliu. Și poți să glumești cu el? Cât poftești, nu-i supărăcios. Uite, Vasile Danilici, ca să-ți fac plăcere, poți să ți-l împrumut pentru 2-3 zile. O-ți mulțumesc foarte mult. De-mi va fi de plac, n-o să rămâi în pagubă. Domnilor, am o veste mare pentru dumneavoastră. Mă însor cu o fată foarte bogată. Iau ca zestre mine de aur. Așa, zestre, mai zic și eu. E să mă costă cam scump. Trebuie să-mi au rămas bun de la libertatea mea, de la viața plăcută de până acum. De aceea, domnilor, să ne dăm osteneala să petrecem cât mai vesel ultimele zile. O să ne străduim, Serghei, Serghei, o să ne străduim. Tatăl logodnice mele e un bărbat de stat important. Bătrânul e sever, nici nu vrea să audă de cântăreți, țigani, chefuri și altele. Nici chiar pe cei care fumează prea mult nu-i poate suferi.
Trebuie să te îmbraci în frac și parli foncé. Uite, de asta acum mă antrenez cu Robinson. Numai că el poate ca să-și dea aire sau dracu, știi de ce, îmi zice la Serge, iar nu simplu Serge. Caragios, nu? Dar iată că se întoarce. Robinson, que fait vous là? Vene. Comment? Oh, quel accent! Ascultă, Robinson, termină cu ticălosul vostru obicei de a părăsi o societate aleasă ca să te înfunzi în toate cârciumele tale. Băi, ăsta e năravul lor, al actorilor. Băi, la Serge, ai și găsit prilejul să le spui. Ce nevoie avea? Iartă-mă, dar trebuia să dezvălui taina pseudonimului tău. Noi, Robinson, n-o să te dăm de gol. Cu noi tu treci drept englez. E cum, așa deodată pierd tu? Când oare am băut dintr-o cupă amândoi? Asta n-are importanță. Ce de fasoane la el? Eu nu pot să feri familiaritățile și nu permit la oricine. Eu nu sunt oricine. Și cine, mă rog, ești dumneata? Negustor. Bogat. Și mână largă? Și? Atunci ești pe gustul meu, încântat de cunoștință. Uite, acum îți permis să te comporți cu mine de la egal la egal. Va să zic că suntem prieteni. Două trupuri, un singur suflet. Și un singur buzunar. Numele, pronumele. Adică ajunge numai pronumele. Numele după tată nu trebuie. Vasilii Danilici. Atunci, uite ce e, Vasia. Pentru prima cunoștință, plătește pentru mine. Gabrielo! Da? Treci la contul meu. Am înțeles. Domnilor, gustarea vă poftesc să o luați la mine. Ce păcat! Nu se poate, Serghei Sergeici. De ce să nu se poate? Suntem invitați. Renunțați la invitație. Nu putem renunța. Se mărită Larisa Dimitrievna, așa că luăm masa la logodnicul ei. Larisa se mărită? Ei, și domnul cu ea. E chiar mai bine. Sunt puțin vinovat față de fata asta. Adică atât de vinovat încât nu s-ar cuveni să mai învadă nici vârful nasului. Dar acum că se mărită, înseamnă că am încheiat-o cu vechile socoteli și pot din nou să apar. Să-i sărut mănușița și ei și mătușichii. Eu îi zic Arit Ignatiev la mătușică, deoarece e mai scurt. Era cât pe aci să mă însor cu Larisa Dimitrievna. Ar fi râs și curcele de mine. Da, era să o pățesc ca prostul. Se mărită, va să zică. Foarte drăguț din partea ei. Să-i dea Dumnezeu sănătate și toate cele bune. Uite, parcă mi s-a ușurat sufletul. O să trec pe la ele. Da, o să trec. Ar fi foarte interesant numai să o văd. Știi, mamă, care
Mărdușe vrea să candideze ca judecător de pace. Da? Minunat! În care județ? La Zabalotie. La Zabalotie? La Zabalotie? Vai, dar e în fundul Codrilor. Dar ce a venit la atâta depărtare? Acolo sunt candidați mai puțin, așa că îl vor alege. Mă rog, mă rog, nu-i nimic. Și acolo trăiesc cu oameni. Din partea mea fie și în fund de Codru. Da. Numai să scap cât mai repede de aici. Da, 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 e bine să te înfunzi și prin locuri îndepărtate. Trăind acolo chiar și Carandușeval tău ți se va părea drăguț. Da, trebuie să plec, să mă smulg de aici. Da. Vara trece curând iar. Da, da. Eu vreau să mă plimb prin pădure, să culeg fraci, ciuperci. Da, atunci fă roșii de o pălărie de paie cu margini late, așa. O să arăți ca o păstoriță. O să-mi caut și o pălărie. Oh. Acolo e pacea. Liniștea. Da, dar o să vie și septembrie. Atunci nu o să mai fie prea multă liniște. Vântul începe să șuiere pe la ferestre. Se poate. Lupii urlă pe diferite voci. Ah, dar tot e mai bine ca aici. Cel puțin o să mă odihnesc sufletește. Parcă eu vreau să-ți schimb părerea. Pleacă, poftim. Odihnește-te sufletește, mă rog. Numai să știi că Zabalotie nu e Italia. Asta sunt datoare să ți-o spun. Pentru că atunci când te vei trezi, să nu mă învinovățești că nu te-am prevenit. Îți mulțumesc. Fie și sălbăticie, și pustietate, și frig. Pentru mine, după viața pe care am îndurat-o aici, orice colțișor îndepărtat mi se va părea rai. Da, rai, sigur. Dar ce e cu Iulii Capitonici de întârzie? Nu înțeleg. De viață de sat, iar de lui... Domnul vrea să strălucească, mă rog. La urmă nu-i nici nu-i de mirare. Dintr-o nimica toată, uite-l că a nimerit în lumea bună. Narira zadarnic vrei cu dulce spită. Ah, ce necaz mie că nu pot găsi tonul. Omagile mele, doamne? A, bine că ai venit, domnule Carandușe. Uite, Larisa noastră e gata să meargă la țară. Fă pentru mine asta. Hai să plecăm cât mai repede. Nu înțeleg. Pentru ce te grăbești? Vreau să fug de aici. De cine să fugi? Te gonește cineva? Sau te rușinezi de mine, poate? Nu. Nu mă rușinez de dumneata. Nu știu cum va fi mai târziu, însă deocamdată nu mi-ai dat prilejul. Atunci, de ce să fugim? De ce să ne ascundem de oameni? Dă-mi răgazul să mă dumiresc, să mă desmeticesc, să vin în fire. Sunt bucuros, sunt fericit. Dă-mi putința să gust din plin toată bucuria noii mele situații. Să te mândrești cu ea. Da, da, da. Da, să mă mândresc! La ce m-aș ascunde? Amorul meu propriu a îndurat până acum multe, foarte multe umilințe. Mândria mea nu odată a fost șignită. Acum vreau să mă mândresc, pe drept! Atunci când ai de gând să pleci la țară? După nuntă, când poftești, chiar a doua zi. Numai de cununat, ne vom cununa neapărat aici. Se spune despre mine că eu sunt un logodnic nevrednic pentru dumneata, că nu sunt bărbatul potrivit, ci doar paiul de care se agață acel ce se neacă. Ceea ce ai spus acum la urmă e aproape ceea ce se întâmplă. Iulii Capitonici, acesta e adevărul. Atunci... Adevărul acesta, ține-l în dumneata. Ai milă de mine, cât de puțin. Lasă măcar străinii să creadă că mă iubești, că alegerea dumitale nu a fost silită. Pentru ce asta? Cum?
Cum pentru ce oare? Nu admiți că un om poate avea și el amorul lui propriu? Amor propriu? Te gândești numai la dumneata? Toți se iubesc pe ei. Când oare mă va iubi cineva pe mine? Ah, o să mă duceți la pieiri. Larisa, Larisa, ce vorbe sunt astea? Ce? Mamă, de ce? Mi-e frică. De ce? Mi-e frică de ceva. Ascultați, de ca nunta să se facă aici, atunci vă rog să fie cât mai puțină lume, cât se poate mai modestă, mai nebătătoare la ochi. Nu-ți faci asemenea iluzii. De nuntă să fie. Eu, Agudalova, nu permit niciun fel de meschinărie. Hai să strălucești cum nu s-a mai văzut pe la noi, Larisa. Eu nu fac nicio economie. Bine, am tăcut. Văd că sunt pentru voi o păpușă. Vă jucați cu mine. O să mă sfărâmați și o să mă aruncați. Uite, uite, masa de azi. Credeți că puțin mă costă? Masa asta, dumitale, eu o socot cu totul de prisos. O cheltuială zadarnică. De m-ar fi costat chiar îndoit, întrăit. Nu m-aș fi uitat la bani. N-avea nimeni nevoie de ea. Eu am nevoie de ea. Dar pentru ce, Iuli Capitonici? Larisa Dumitrievna, 3 ani am îndurat în josiri. 3 ani am primit batjocura drept în față de la cunoscuții dumitale. Așa că trebuie, cum s-ar zice, să-mi bat și eu joc de ei. De ce m-ai născocit? De ce ți-a venit chef? De ceartă? Atunci, Larisa, și cu mine nu venim. Te rog să nu jignești pe nimeni. Să nu jignesc? Dar eu am putut fi și gândit. Da. Liniștiți-vă, nu? Nu o să fie nicio ceartă. Totul o să se petreacă în liniște. Voi ridica un toast pentru dumneata și îți voi mulțumi în public pentru fericirea pe care mi-o dăruiești prin alegerea dumitale. Pentru faptul că te-ai purtat față de mine altfel decât alții, că m-ai prețuit și ai crezut în sinceritatea sentimentelor mele. Și asta este tot, toată răzbunarea mea. Nici de asta nu era nevoie. No, prea m-au chinuit în crezuții ăștia cu fanfaronadele lor, ce? Nu cumva și-au adunat bogățiile singure atunci? Pentru ce se grozăvesc cu ele? Ascultați ce se petrece în oraș. Ce bucurie pe chipurile tuturor. Birjarii și-au ieșit din minți, mână ca turbații pe străzi. Strigă unul către altul, a sosit boierul, a sosit boierul. Chelnerii de pe la birturi scapără de fericire. Aleargă din local în local anunțând, a sosit boierul, a sosit boierul. Țigarii au nebunit, fac zarvă, dau din mâini. La hotel, parcă întrunire, atâta mulțime de lume s-a strâns. Adineauri, au sosit în caleașcă 4 țigăiești dichisite ca să ureze bun sosit boierului. Larisa a sosit în boier, Larisa. Minunată priveliște! Iar boierul, după cum am auzit, a sărăcit de tot. Cum a vândut și ultimul vaporaș. Și cine, mă rog, cine a sosit? E cine, spune-o. Un chefliu ruinat, un desfrânat. Și tot orașul se bucură. Frumoase morabe. Dar cine a sosit? Sergei, Sergei, Sparatov, al vostru. Larisa. Să plecăm la țară. Să plecăm numai decât. Tocmai acum nu trebuie să plecăm. Și tu spui, Larisa, de ce să fugi de el? Doar nu e tâlhar. Dar ascultați-mă. Mă împingeți în prăpastie. M-a zvârlit la fugi. Ești nebună. De ce te teamă? Nu pentru mine mi-e teamă. Atunci, pentru cine? Pentru dumneata. Pentru mine? Pentru mine, să n-ai teamă. N-o să mă las călcat pe coadă. Să încerce, să încerce și o să vadă. Nu știi ce vorbești. Doamne, păzește. Ăsta lui Vasia, te sfătuiesc să fii mai prevăzător. Că altfel nu-ți va fi bine.
Poftim! Poftim, bine voi să priviți! S-a și înființat la voi 4 cai înaintași, un țigan pe capră lângă birjar. Iulii Capitonici, să mergem, să mergem la mine în cameră. Mamă, te rog, primește-l dumneata și scapă cât mai repede de vizita lui. Bine ați venit, Serghei, Serghei, bine ați venit, Poftim. Bine v-am găsit, Poftim. Părinte, încate, Mraia, acasă? Acasă, Poftim, cu plăcere, poftiți, poftiți. Mătușico, Mătușico, mânuța, te rog. Ah, Serghei, Serghei, ah, dragul meu! Doriți să ne îmbrățișăm? Se poate, se poate. Vai, dar ce bine îmi pare că ai venit, n-ai idee cât mă bucur. Dar ia spune-mi, ce vânt te aduce, a? Întrecere fără îndoială. Împotrivă, dimpotrivă, și prima vizită la dumneata. Mulțumesc, mulțumesc. Dar cum mă mai duce, a? Dar ia loc, te rog, te rog, ia mulțumesc, loc. Mulțumesc. Ia spune-mi, Sergei, cum o mai duci? Cum îți merg treburile? Ah, n-am de ce să mânie pe Dumnezeu, mătușică. Eu o duc bine, dar treburile, treburile merg prost. Ah, cum asta? Sergei, Sergei, da. Spune-mi, dragul meu, ce te-a apucat atunci de-ai dispărut așa deodată? Ah, da. Primisem o telegramă neplăcută. Da, ce telegramă? Procuriștii și administratorii mei au redus în absența mea frumosul edificiu al averii mele la o mizerabilă coajă de lucră. Operațiunile lor financiare au dus la vânzarea prin licitații a vaporașilor și a întregului meu avut mobil și imobil. Atunci am zburat să-mi salvez din rămășiță ce să mai putea salva. Și bineînțeles, ai salvat tot și lucrurile s-au dres. Aș, dar de unde s-au dres, ce s-au dres, dar tot a mai rămas o spărtură bunicică. Însă eu, scumpă mătușică, nu-mi pierd cumpătul. Așa că bună dispoziție mi-a rămas. Văd, văd. La una pierdem, la alta câștigăm, mătușică. Iată, așa merg afacerile noastre. Sigur, una așa, sigur că da. Și în ce chip vrei să câștigem? Ce afaceri noi învârtește? Mătușică, mătușică, gentilmeni ușuratici ca mine nu se apucă de afaceri noi. Cu asta ajung la pușcărie. Vreau să-mi vând libertatea. Înțeleg, înțeleg. Vrei să te însori cu zestre mare, nu? Și la cât prețuiește libertatea? O jumătate de milionaș. Nu e proastă socoteala? Mai ieftin nu se poate, mătușcă. Mă costă mai scump, știi și dumneata, nu? Ah, strașnic bărbat. Parcă eu spun altfel. Ah, ce mai șoim, numai să-l privești și-ți saltă inima. Mătușică, mătușică, foarte măgulitor ce aud din partea dumitare. Mânuța, mânuța. Te rog. Ah, simpatic ești. Da, cumpărători, adică cumpărătoare, s-a găsit. Cine caută, găsește. Oh, iartă-mă pentru întrebarea mea indiscretă. Dacă vi se pare indiscret, atunci de ce mă întrebați? Știți cât sunt de rușinos? Ei, da, gata. Ajunge cu gluma. Există logodnică orba. De există cine e. Hai, spune-mi, Sergei, dar nu suntem prieteni. Să mă tai și n-am să spun. Ei, mă rog, cum dorești. Doresc să-mi exprim respectul meu la Risi Dimitrievna. Pot să văd? De ce nu? Ți-o trimit îndată. Ah, Sergei, Sergei, tu jur charmant. Larisa, Larisinca, ia vino să vezi că cine a venit. Bună ziua, Serghei Sergeici. Nu te așteptai să mă vezi? Nu. Acum nu mă așteptam. Te-am așteptat mult timp, dar până la urmă am încetat. Și pentru ce ai încetat?
Nu mai nădăjduiam în nicio revedere. Ai dispărut pe negândite și nicio scrisoare. Nu ți-am scris pentru că nu puteam să-ți împărtășesc nimic plăcut. Asta mi-am spus și eu. Și te măriți? Da, mă mărit. Îngătim totuși să te întreb, Larisa Dmitrievna. Mult timp m-ai așteptat? Pentru ce vrei să știi? Nu din curiozitate, Larisa Dmitrievna. Mă interesează din considerente pur teoretice. Aș vrea să știu o femeie cât de repede uită pe bărbatul iubit cu patimă. A doua zi după ce s-a despărțit de el? Peste o săptămână ori peste o lună? A avut oare dreptate Hamlet să spună mamei sale că nici condurii nu i-a tocit și așa mai departe? N-am să răspund la întrebarea dumitale, Serghei Sergeici. Poți gândi despre mine tot ce dorești. Despre dumneata gândesc întotdeauna cu stimă, Larisa Dmitrievna. Dacă m-aș mărcini însă la purtarea dumitale, femeile în general ar pierde mult în ochii mei. Dar care e purtarea mea? Dumneata nu știi nimic. Acele priviri blânde, duioase, acele șoapte dulci de dragoste, când fiecare cuvânt se îmbină cu un oftat adânc, jurămintele, și toate acestea, peste o lună, se repetă cu altul, ca o lecție învățată pe din afară. O, femeie! Dar ce cu femeia? Ușurință e numele tău! Cum îndrăznești să mă jignești? Ai aflat că după dumneata am iubit pe altul? Ești sigur de asta? Nu sunt sigur, dar bănuiesc. Ca să-mi aduci imputări atât de grave, se cuvine să știi, nu să bănuiești. Bătrâna mea ghitară! Mătășică! Ah, Serghei! Când eu sunt ca și sunt într-una, nici iadul nu mă poate opri. Paharul plin îmi cântă-n strună, găsesc într-însul sfărâmate bucurii. Aproape beat când troica zboară, frumosul schip a ei-l văd, și blestem clipa tădinioară, când prima dată mi-ai apărut în drum. Bravo, bravo, Serghei Sergeici! Domnilor, dați-mi voie să vă prezint Iuli Capitonuș Carandășev, Serghei Sergeici Paratov. Un vechi prieten al Harit Ignatievna și al Larisei Dimitrievna. Pare bine. Serghei Sergeici în casa noastră ca o rudă. Îmi pare bine. Și nu sunteți gelos? Serghei Sergeici, te rog. Sper că Larisa Dimitrievna nu-mi va da niciun prilej ca să fiu gelos. Bine, dar oamenii geloși sunt geloși fără niciun prilej. Garantez că Iuli Capitonici nu o să aibă de ce să fie gelos pe mine. Da. Da. Da, desigur. Cu toate astea? Da, înțeleg. Și atunci ar fi ceva teribil, îngrozitor. Domnilor, ce v-a apucat, domnul? N-ați găsit altceva să vorbiți în afară de gelozie? Vă rog. Noi, Serghei Sergeici, plecăm curând la țară. Cum, de la locurile minunate de aici? Da. Și ce găsești, dumneata, minunat aici? Depinde. Fiecare ce dorește, după gustul lui, găsește. Adevărat. Unei îi place la țară, iar altuia la oraș. Mătușico, fiecare cu gustul lui. Unul îi place popa, altul e preoteasă. Strângarule, de unde știi atâtea proverbe? Am trăit printre luntrașii de pe Volga, mătușico. Așa înveți și limba. Da. De la luntraș se învață limba. Ei, și de ce, mă rog, nu s-ar putea învăța de la ei? Pentru că noi îi socotim... Care voi? Noi, adică oamenii culți.
Luntraș! Și cum îi socotiți voi pe Luntraș? Eu sunt proprietar de vapoare și le iau apărarea. Deoarece și eu sunt Luntraș. Îi socotim modele de grosolenie și de ignoranță. Ei, capitan, și... Urmează, domnule Carandă, șef. Asta este tot. Mai mult nu am ce adăuga. Nu, nu-i tot. Lipsește principalul. Trebuie să cer scuze. Eu? Eu să cer scuze? Da, n-ai ce face, trebuie. Dar de ce, mă rog? Asta este convingerea mea. Nu e voie să te ascunzi după degete. Domnilor, vă rog, liniștește-te, Harita Ignatievna, pentru atâta lucru nu o să-l provoc la duel. Logotnicul vostru va rămâne întreg. Vreau numai să-l învăț minte. Eu am un principiu. Nimănui să nu-i trec nimic cu vederea. Alminteri, oameni uită de frică și încep să se obrăznicească. Iuli Capitonici, ce ai făcut? Ceri scuze numai decât. Îți poruncesc. Mi se pare că e timpul să mă cunoască. Eu dacă vreau să învăț minte pe cineva, atunci mă zăvoresc pentru o săptămână în casă și născocesc pedeapsa. Nu înțeleg. Atunci învață mai întâi să înțelegi și pe omul să vorbești cățuțul. Sergei Sergeici, vrei să mă arunc în genunchi în fața dumitale? Te rog, haide, de hatârul meu, iartă-l. Mulțumește, Harita Ignatievna. Te iert. Numai dragul meu învață mai întâi să cunoști oamenii. Eu? Nici o vorbuliță mai mult. Nici o vorbuliță. Altfel mă supăr pe dumneata. Larisa, poruncește să servească șampanie și toarnă-le un pahar pentru împăcare. Și vă rog, domnilor, vă rog, nu vă mai certați. Eu sunt o femeie domoală, știți? Mie îmi place să se petreacă totul în prietenie, în liniște, vă rog. Și eu am caracter pașnic, Harita Ignatievna. O muscă nu jignesc. Știu. În ce mă privește puteți fi liniștită. Știu. Te iert. Iuli Capitonici, dumneata ești încă tânăr. Trebuie să fii mai modest. Dar nu-i rost să te înflăcărezi așa. Haide, binevoiește și invită-l neapărat pe Sergei Sergeiș la masă. Nouă ne face multă plăcere să fim împreună cu el. Am vrut să o fac și singur. Hai, te rog. Sergei Sergeiș. Da. Doriți să luați astăzi masa la mine? Cu plăcere. Domnilor, a sosit șampania. Poftiți, vă rog. Vă rog să fiți prieteni. Rugămintea dumitale pentru mine, Larisa Dimitrievna, este poruncă. Uite, Iuli Capitonici, ia exemplu de la Sergei Sergeici, nu așa îngrufat cum ești. În ceea ce mă privește, nu mai încape nicio îndoială. Pentru mine fiecare cuvânt al Larisei Dimitrievna este lege. Unde-i șampania? Acolo suntem și noi. Vasia, ce plăcere! Ce instinct, așa e? Harita Ignatievna, Larisa Dimitrievna, dați-i voie bălanului să intre notare. Care bălan, Vasia? O să vedeți imediat. Intră, bălanule! Am onoarea să vă prezint pe noul meu prieten, Lord Robinson. Good evening. Îmi pare foarte bine. Robinson, sărută mânuțele. If you please. Emilor, dar cum fătem coace? De ce poruncește așa prietenului dumitale? N-a fost aproape niciodată în societatea femeilor și e rușinos. A călătorit mult și pe apă și pe uscat și de curând s-a sălbătigit aproape complet pe o insulă nelocuită. Domnule Carandeșef, dați-mi voie să vă prezint. Lord Robinson, Iuli Capitonici Carandeșef. Sunteți plecat de mult din Anglia? Yes. Sergei Sergeici, l-am învățat 2-3 cuvinte pe englezește, dar trebuie să recunosc că nici eu nu știu mai multe. Ce tot tragi cu ochii la șampanie, milord? Harita Ignatievna, e voie? Vai, să poate. Englezii beau toată ziua, de cum se scoală. Cum, într-adevăr? Beți toată ziua? Yes. Ei iau micul dejun de 3 ori, iar de la ora 6 până la 12 masă. Oh, e cu putință? Yes. Hai, toarnă, Robinson. If you please. Invitați-l și pe el la masă, domnule Carandeșef. Eu merg cu el peste tot. Fără el nu pot. Cum?
Cum îl cheamă pe numele întreg? Dar cine îl cheamă pe numele întreg? Lord? Milord? Oare este Lord? Sigur că nu e Lord, dar așa le place lor. Se poate și mai simplu. Sir Robinson. Sir Robinson, vă rog călduros să luați astăzi masa la mine. I thank you. Hai, terminat, Evna? Eu mă duc acasă, mai am ceva de rostuit. Vă aștept, domnilor. Am onoarea să vă salut. Da, și pentru noi timpul să ne retragem. După o călătorie așa de lungă... Să ne pregătim pentru ospăți. Așteptați, domnilor, nu toți odată. Vă rog, mă așteptați. Ți-a plăcut logodnicul, Serghei Serghici? Dar parcă e ceva la el să-ți placă. Cui poate să placă? Și să mai grozăvește gâscanul lăbos. Dar ce, s-a petrecut ceva? Ah, o mică discuție. S-a umflat nițel în pene. Se crede și el om. Va mai făcea și pe încrezutul. Dar așteaptă tu, puiule. Am eu acte cu jocul tău. Oh, ce idee strălucită! De-bea aștept să iau masa la el. Robinson, îți stă în față o muncă grea. Să-ți dai silința. Yes. Pământ. Mă așteptam de la el la risat. Ce masă, ce masă! Și-l mai invită și pe Mochi Parniunci. Pentru ce face toate astea? Ba, nimic de zis. Grozav ne-a mai ospătat. Ce neplăcut lucru! Nu există rușine mai usturătoare ca atunci când trebuie să te rușinezi pentru alții. Uite, noi nu suntem cu nimica de vină. Ce să fiu? Totuși mi-e rușine, rușine că-mi vine să fug. Iar el nu bagă de seamă nimic, ba e chiar vesel. Dar cum vrei să bage de seamă? Ce știe el? A văzut el vreodată cum iau masa oamenii de lume? Tot mai crede că i-a uimit cu luxul lui. Uite, vezi, de-aia e vesel. Larisa, tu nu-ți dai seama că îl îmbată într-adins? Oprește, dumneata! Ce să-l opresc eu? Doar nu e copil mic. Cred că nu mai are nevoie de dădacă. Doar prost nu e. Atunci cum se face că nu-și dă seama? Ros nu e, dar e înfumurat. Îi cântă în strună, îi laudă vinul și el, el e bucuros. Ei se prefac doar că beau, iar lui îi toarnă într-una. Vai, mi-e frică de toate. Pentru ce fac astea? Pur și simplu vor să petreacă pe seama lui. Dar nu-și dau seama că mie îmi sfârșie inima. Dar cui îi pasă de inima ta? Uite, Larisa, încă n-ai văzut nimic și suferi. Ce o să fie mai târziu? Acum totul e terminat. Păreri de rău cât poftești. Da. Dar nu se mai poate îndrepta nimic. Ce? V-ați îndestulat? Ce ai mai vreți? Nu, mulțumim, Eufrosina Potapova. Dar cu bărbații ce? Au rămas dincolo și discută. Dacă s-au săturat să fi venit încoace, ce mai așteaptă? Masa asta mi-a scos pere albi. Câte griji și câtă pagubă. Ce idee la nepotul meu să aibă musafiri. Bucătarii niște tâlhari. Al vostru a intrat în bucătărie ca pe moșia lui Tatsu. Nici o vorbuliță n-am îndrăznit să-i spui. Păi ce vorbuliță să-i mai spui? Dacă e bucătar bun, n-are nevoie să-l înveți dumneata. Dar nu de învățat e vorba. Dar prea dă iama în toate cele. Și dacă erau aduse de la mine, de la țară, nu mă durea nici cap. Dar tot e de cumpărat și cumpărat scump. Așa că e păcat. Mamă, îmi vine să fug de aici încotro mă vor duce ochii. Păcate, nu se mai poate, Larisa. De vă ia cu amețeală.
atunci poftim în cameră la mine, ca cu pică bărbații. Și atâta ori să fumeze că nu o să mai puteți răsufla. Poftim dincolo, doar. Au, dar ce stau eu și-mi pierd vreme? Ales să număr argintăria și să-mi cui. Astăzi nu mai există frică. Vai, ce familie! Ales, ce familie mai eu, domnilor, mă duc să iau masa la club. Aici n-am mâncat nimic. M-a așteptat, soche, paroși, m-a așteptat. Prima dată în viață mi se întâmplă un asemenea caz, Serghei Sergeici. Invită la masă musafir de seamă și n-ai ce mânca. Eu un prost, domnilor. Parcă noi spunem altfel. Și s-a îmbătat înaintea tuturor. L-am dechisit noi, zdravăn. Da, am dus la îndeplinire ideea mea. Să-i dau să bea țeapăn și să văd ce o să iasă pe urmă. Atunci ați făcut întradins? Ne-am învoit dinainte. Uite, domnilor, pentru asemenea împrejurări, unul ca Robinson e prețios. Aur, nu om. Păi ca să îmbeți gazda, Moche Faronici, e nevoie să bei împreună cu ea. Dar era oare posibil să înghiți poșirca aia pe care el o denumește vin? În schimb, Robinson are o natură rezistentă la vilurile din străinătate fabricate la Iaroslav. Așa că lui ce-i pasă? Bea și laudă. Gustă cu aere de cunoscător, dar nu consimte să bea fără gazdă. Și Calandășef a căzut în cursă. Unui om neobișnuit multitrevioare, așa că repede n-am mai știut pe ce lume se găsește. E vesel ce spuneți, însă mie, domnilor, fără glumă, mi-e foame. Aveți tot timpul, așteptați puțin. O să rog pe Larisa Dimitrievna să ne cânte ceva. Asta e altă poveste. Dar unde-i Robinson? A rămas alături cu Carandășef, beau înainte. Dar uite, vin și ei. Dar unde sunt domnele? Unde sunt domnele noastre? Domnele sunt aici. Liniștește-te, liniștește-te. Isprăvește cu băutura ce faci. De ce n-ai părăsit, Larisa? Nu mă simt prea bine, Serghei Sergeici. Știi că am băut cu logodnicul dumitale Brudașaft? Acum suntem prieteni pe vecie. Îți mulțumesc. Serios. Da? Vezi ce intimitate? Ce vrei, Iulie Capitanuci? Serge, te caută cineva. E, cine acolo? Ilia Țigan. Ilia! Cheamă-ne coace. Domnilor, scuzați-mă că îmi permit să-l invit pe Ilia în societatea noastră. Dar e unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Așa că unde sunt primit eu, acolo trebuie să fie primit și prietenii mei. Ăsta este principiul meu, Iulie Capitanuci. Să trăiești, boemule! Ilia! Ilia! Permite-mi, Larisa Dimitrievna, să te rog să ne faci o mare bucurie. Cântă-ne o romanță sau orice dorești. Nu te-am auzit de un an de zile și fără îndoială că nici n-o să te mai aud. Dați-mi voie să vă fac aceeași rugăminte. Nu se poate. Domnilor, nu se poate. Larisa Dimitrievna nu o să cânte. Dar de unde știi tu că nu o să cânte? Poate că o să cânte. Nu. Iertați-mă, domnilor. Nu sunt dispusă astăzi și nu sunt în voce. Larisa. Orice. Orice dorești. Dacă spun eu că n-o să cânte, atunci n-o să cânte. Mă rog, e de văzut. O rugăm respectos, îi cădem în genunchi. Asta fac eu imediat, sunt mlădios. Mă rugați! Nu-i dau eu voie. Ce vorbești? Să nu-i dai voie când o să ai dreptul. Dar acum mai așteaptă cu nu-i dau voie. E de brâve. Nu! Interzic cu hotărâre. Dumneata, îmi interzici? Atunci când, domnilor? Ilia! Aici!
darnic vrei c-o duce ispită pe vechiul drum să mă învi. Mie inima dezamăgită nimic n-o poate iar vrăji. Cu gândul vremilor trecute durerea-ncerc să-mi o alin, dar trecutul să-l samutească, o nu spori durerea mea, să rămână inima si din tristui somn o turbura. Eu dorm și-n dulce ațipire visarea s-a-nvăluit. În piept doar ciu mi-ai trezit zadarnic și înduiești iubirea. În piept doar zbuciu despătare să vă privesc, dar și mai mare despătare să vă ascult. Cred că o să nebunesc. Să auzi și să mori, asta e. Și dumneata, Iulie Capitone, ce ai vrut să ne lipsești de o asemenea plăcere? Eu, domnilor, nu admir mai puțin ca voi felul de a cânta al Larisei Dimitrievna. Să bem șampanie în sănătatea ei. O vorbă înțeleaptă e plăcut să o asculți. S-ar fi șampanie? Și-ar fi șampanie? În ce strigi așa? Mă rog, sunt la mine acasă. Știu eu ce fac. Și-ar fi șampanie? S-ar fi șampanie? S-ar fi șampanie? Ce șampanie te-a găsit acum?
Mereu ba una, ba alta. Nu te amestecă în treburi care nu te privesc, mătușă. Fă ce-ți poruncesc. Atunci du-te singur. Nu mai simt picioarele și dacă vrei să știi, n-am luat nimic în gură de azi dimineață. Du-te singur. Șampanie. Vrea șampanie. Serviți șampanie. Serviți șampanie. Iuli capitolul. Serviți șampanie. Iuli capitolul. Serviți șampanie. Serviți șampanie. Ascultă, Iuli capitolul. Vino. Vino după mine dacă vrei. Iuli capitolul. Vino după mine dacă vrei. Mă duc să aduc șampanie. Serviți șampanie. Serviți șampanie. Ilia. Aici, boiarule. Du-te și pregătiți luntriile. Așa. Venim și noi îndată. Așa. Domnule Knurov, hai și dumneata. Să-l lăsăm singur cu Larisa Dimitrievna. Da. Divină vrăjitoare! De-i știi cum mă blestemam în vreme ce cântai? Pentru ce? Cum pentru ce? Cum pentru ce, Larisa? Doar nu sunt de piatră. Să pierzi o asemenea comoară ca dumneata, crezi că e ușor? Dar cine-i de vină? Firește că eu. Și mult mai vinovat decât gândești. Mă disprețuiesc singur. Dar pentru ce? Spune. Pentru că am fugit de dumneata. Și cu ce te-am schimbat? Atunci, de ce ai făcut-o? De ce? Firește că din lașitate trebuia să-mi salvez averea, dar dracu s-o ia de avere. Am pierdut ceva mai depres decât averea. Te-am pierdut pe dumneata. Acum și eu sufăr și te fac să suferi și dumneata. Da, acesta e adevărul. Mi-ai înveninat pentru multă vreme viața. Așteaptă. Mai așteaptă și după aceea să mă învinovățești. Nu am devenit cu totul meschin. Nu m-am preschimbat cu totul în bută. În sufletul meu se mai trezesc sentimente nobile. Câteva clipe ca astea, Larisa. Câteva clipe ca astea. Vorbește, vorbește. Ducă-se dracului toate calculele. Și atunci nicio forță din lume nu o să te mai smulgă de lângă mine. Doar odată cu viața mea. Și ce vrei? Să te văd. Să te ascult. Mâine plec. Mâine. Să mai ascult fermecătorul tău glas. Să uit de lume, Larisa. Să uit de lume, să visezi doar o singură fericire. Care fericire? Fericirea de a fi sclavul tău. De a sta numai la picioarele tale. Dar cum? Ascultă, Larisa. Noi plecăm cu toată societatea să ne plimbăm pe Volga cu luntrile. Vino cu noi. Bine, dar aici... Nu știu, său. Ce or să creadă aici? Dar ce înseamnă aici? Aici o să se înființeze curând mădușa lui Carandașev și cu coane în ochii de mătase văpsită. Iar conversația? Conversația va fi despre ciuperci murate. Și când să merg? Acum. Acum? Larisa, acum ori niciodată. Oh, haide-mi. Recunosc că nu mi-aș fi putut închipui nimic mai măreț și mai nobil. Fermecătoare făptură, stăpână mea. Oh, dumneata ești stăpânul meu. Să mergem, Larisa. Da. Vals, șampani, șampani. Domnule, nu... Domnule... Dar... Ce înseamnă asta? Ivan... Ivan? Ivan? Unde au dispărut toți domnii? Și Larisa Dimitrievna? Larisa Dimitrievna trebuie să presupunem că a plecat împreună cu domnii. După felul cum domnii se pregăteau pentru plimbarea peste Volga, s-ar părea că e vorba de un picnic. Cum? Cum? Peste Volga? Cu luntrile și farfurii și vinurile. Tot de la noi s-au trimis încă dinainte. Ba, și băieții să servească, mă rog, cum se cuvine. Ce-i asta?
Ce mai e și asta? Și țiganii cu muzica lor tot cum se cuvine. Hai să-i Ignachivna! Ce este? Unde este fiica dumneavoastră? Răspundeți-mi! Unde este fiica dumneavoastră? Eu am adus-o la dumneata pe fiica mea, Iuli Capitonuci. Așa că dumneata să-mi spui unde este fiica mea. Ești beat, de aceea vorbești așa. Toate astea au fost scluite. Toți v-ați înțeles dinainte. E dureros. Fără omenie de dureros. Prea de vreme ai triumfat. E caragios. Sunt caragios. Știu sigur că sunt dubiet caragios. Dar oamenii trebuie oare nemiciți pentru că sunt caragios. Sunt caragios. Ești bine. Redeți de mine. Rădeți-mi în față. Veniți la mine la masă. Veți vinul meu și huliți-mă. Bat-șopariți-mă! Bat-șopariți-mă, așa merit! Dar se sfarm pieptul unui om caragios, se smulgi inima, s-o arunci la picioare, și s-o calci cu talpa. Of, of, cum să mai trăiesc? Cum să mai trăiesc? Și doar, doar nu strâhar sunt bărbați respectabili. Toți prietenii Harity Ignatie, nu, nu știu nimic. Nu sunteți o singură șleaștă. Sunteți cu toții strâns legați. Dar află Harity Ignatie că și cel mai blajin om poate fi adus la turbare. Nu toți criminalii sunt și răufăcători. Chiar un om cum se cade se hotărăște la crimă dacă n-are altă ieșire. Când nu rămâne lumea asta decât ori să mă spânzuri de rușine și disperare, ori să mă răzbun, atunci mă voi răzbuna! Pentru mine acum nu mai există nici spaimă, nici lege, nici milă. Numai mânia crâncenă și setea de răzbunare mă năbușă. Am să mă răzbun! Am să mă răzbun pe fiecare, pe rând, până nu mă vor ucide ei. Ce-a luat de pe masă? Pistolul! Pistolul! Fugi după el și striga să-l oprească! Fugi! Striga să-l oprească! Și deodată Carandășev a luat pistolul de pe masă și furios a ieșit să-i caute. Cu pistolul zici? Da, așa cum ți-am spus. Acum umblă prin tot orașul după ei. Te pomenești că vine și pe aici. Aoleu, uite-l, nu e el? Da, el e. Eu am plecat? Unde sunt tovarășii dumitale, domnule Robinson? Care tovarăș? Eu n-am tovarăș. Dar domnii care au luat masa la mine împreună cu dumneata. Ce fel de tovară sunt cu mine? Așa, cunoștințe trecătoare. Atunci nu știu unde sunt acum. N-aș putea spune. Eu fac ce pot să mă țin cât mai departe de societatea lor. Eu sunt un om pașnic, știți? Eu sunt familist. Dumneata,
Trebuie să știi totuși unde sunt. Ori fi chefuind pe undeva. Parcă au altceva mai bun de făcut. Se spune că au plecat peste Volga. Tot ce se poate. Pe dumneata nu te-au chemat cu ei? Nu, fiindcă eu sunt familist. Când crezi că se întorc? Asta cred că nici ei singur nu știu. Dar spre dimineață te pomenești cu ei. Spre dimineață? Poate și mai curând. Totuși, trebuie să aștept. Trebuie să mă explic unii din ei. Dacă e pe așteptate, atunci așteptați-i la debarcadier. Aici nu or să vie, de la debarcadier să duc de-a dreptul acasă, că de altceva nu o să le mai arză. Și așa sunt sături. Bine, mă duc la debarcadier. Adio. Nu doriți să veniți cu mine? Nu, mă rog, eu sunt un familist. Ivan! Ivan! Ivan, pune masa înăuntru și aduce vinul. Înăuntru boierului năbușeală. Vedeți, mie seara aerul îmi face rău. Mi-a interzis doctorul. Și dacă domnul care a plecat se întreabă de mine, spune că am plecat. Te-ai uitat peste vorba, Ivan? Firai noștri? Pare că au sosit. Cum așa? Păi se aude gălăgie la palele Danului. Și cum numai țiganii fac tămbălău? Da, uite pe multe parmuri. Da. Și Vasilii Danilici. Se pare că începe drama. Se pare. Am văzut-o pe Larisa Dimitrievna cu lacrimi în ochi. Ca să-ți lași logodnicul aproape în ajunul nunții, trebuie să ai motive serioase. Gândește-te numai. Serghei Sergeici a venit pentru o zi, iar ea părăsește pentru el logodnicul. Logodnicul cu care urma să trăiască o viață întreagă. Înseamnă că speră ceva de la Serghei Sergeici, altfel ce ar avea nevoie de el? Atunci, dumneata, crezi că aici a fost la mijloc o înșelătorie? Că el iarăși a câștigat-o cu vorba? Bineînțeles. Și se vede că promisiunile au fost precise și serioase, altfel cum ar fi dat crezare unui bărbat care m-a înșelat-o? Așa că judecă și dumneata în ce situație e sărăcuța. Ce să-i faci? Noi n-avem nicio vină. M-am tot gândit la Larisa Dimitrievna. Se pare că se găsește acum într-o astfel de încurcătură încât noi, cei apropiați ei, nu numai că este de dorit, dar chiar suntem datori să n-o lăsăm în voia soartei. Adică dumneata vrei să spui că acum se prezintă în sfârșit prilejul favorabil? Mă rog, dacă așa vrei să tălmăcești. Atunci e vreo bubă? Împiedică ceva? Dumneata mă împiedici pe mine, iar eu pe dumneata. Poate că nu te temi de rivali. Nici mie nu mi-e frică. Totuși, e ceva supărător. Mult mai bine când terenul e netezit. Filodor, mă, n-o să cer mochii, Parmionici. De ce Filodor, mă? Se poate și altfel. Așa e. Uite cum e mai bine. Să lăsăm să decidă această monedă. Cap sau pajură? Dacă spun pajură, pierd. Pajură ești dumneata, firește. Cap! Ai câștigat. Înseamnă că mie îmi rămâne să plec singur la Paris. Nici o pagubă, cheltuiel mai puține. Uite că vine Serghei Sergeici cu Larisa Dimitrievna să intrăm în cafenea să nu-i turburăm. Mă lasă puterile. Abia am urcat dealul. Dă-mi voie, Larisa Dimitrievna. Dă-mi voie să-ți mulțumesc pentru plăcerea. Nu, asta e puțin. Pentru fericirea pe care ne-ai dăruit-o. Nu. Nu, Serghei Sergeici. Nu-mi înșira fraze. Spune-mi numai atât. Îți sunt soție sau nu? Înainte de toate, Larisa Dimitrievna, trebuie să pleci acasă. Vom avea timp și mâine să vorbim despre asta. Am anunțit. Acasă nu mă mai duc. Bine, dar nici aici nu pot rămâne. Cu dumneata pot rămâne oriunde. Dumneata m-ai luat. Dumneata trebuie să mă întorci acasă. Pleci cu caleașca mea? Nu e același lucru? Nu e același lucru. Dumneata m-ai luat de la logotnic. Eu ori mă întorc cu dumneata acasă, ori nu mă mai întorc deloc. Cum? Ce înseamnă nu mă mai întorc? De unde să te duci? Pentru făpturile nefericite. Există destul loc în lumea lui Dumnezeu. Uite colo parcul. Dincolo-i Volga. Colo te poți legăna de fiecare crenguță. În Volga poți alege orice vârtej.
peste tot te poți neca ușor, dacă ai voință și curaj. Ce exaltare, Larisa Dmitrievna! Ce exaltare! Dar dumneata ai dreptul, datoria să trăiești. Dar cine o să refuze să te iubească, să te stimeze? Uite, chiar logodnicul dumitale va fi fericit dacă îl vei mângâia. Așa vorbești? Pe soțul meu chiar de nu-l iubesc. Trebuie cel puțin să-l stimez. Și cum pot eu să stimez un om care îndură cu nepăsare batjocura și jignirile? Nu, cu el am încheiat. Pentru mine nu mai există. De acum am un singur logodnic, dumneata. Iartă-mă, Larisa Dmitrievna. Te rog, iartă-mă, nu te supăra de ce am să-ți spun, dar nu cred că ai dreptul să ceri de la mine atât de mult. Ce spui? Ai uitat, oare? Atunci am să-ți amintesc tot de la început. Am suferit un an de zile. Un an n-am putut să te uit. Viața a devenit pentru mine un pustiu. M-am hotărât în sfârșit să mă mărit cu Karandrșev, primul care mi-a ieșit atunci în cale. Mă gândeam că îndatoririle vieții de familie îmi vor umple existența și mă vor împăca cu ea. Ai apărut dumneata și mi-ai spus: lasă totul, sunt al tău. Oare nu am dreptul? Am crezut în sinceritatea cuvintelor dumitale. Am crezut că le-am meritat după o suferință atât de lungă. Toate astea sunt minunate, Larisa Dmitrievna. Minunate. Dar vom vorbi despre ele mâine. Nu! Astăzi. Acum. Cum? Îmi cer asta? Da. Îți cer. Bine. Bine. Ascultă, Larisa Dmitrievna. Dumneata admiți că într-o împrejurare anumită îți poți pierde capul? Admit. Și mie mi se poate întâmpla. Nu m-am exprimat așa cum trebuie. Admiți că un om încătușat de mâini și de picioare, cu lanțuri ce nu se pot rupe, poate fi fermecat până într-atât încât să uite totul pe lume și realitatea lui apăsătoare și lanțurile de care e legat? Cu atât mai bine să uite. Această stare sufletească e foarte prielnică. Sunt de acord cu dumneata, dar nu e de lungă durată. Înflăcărarea unei încântări pătimașe trece repede. Rămân lanțurile. Lanțurile și rațiunea rece care îți spune că aceste lanțuri nu pot fi rupte, că sunt veșnice. Lanțuri veșnice? Ești însurat? Nu. Atunci, orice alte lanțuri sunt un nimic. O să le purtăm împreună. O să împart cu dumneata această povară. Cea mai grea dintre jumătăți o iau asupra mea. Sunt logodit, Larisa Dmitrievna. Iată, această verighetă e unul din lanțurile de aur de care sunt încătușat pe toată viața. De ce nu mi-ai spus? Ce cruzime! Ce cruzime! Parcă eram în stare să-mi mai aduc aminte de ceva. Te-am văzut pe dumneata, Larisa Dmitrievna. Te-am văzut pe dumneata și nimic n-a mai existat pentru mine. Uită-te în ochii mei. Uită-te în ochii mei. Ochii lui sunt senin ca cerul. Ajunge! Hotărăsc singură ce am de făcut. Robinson! Du-te și caută-mi caleașca. E pe bulevard. Și însoțește pe Larisa Dmitrievna acasă. La Serge. E acolo, așteaptă cu pistolul. Cine? Karandrșev. Și ce-mi pasă mie? Mă omoară. Mare pagubă. Fă ce-ți poruncesc, fără vorbă. Asta nu-mi place, Robinson. Iar eu îți repet, cum mă vede cu dânsa, mă ucide. Dacă el te ucide ori nu, asta încă nu se știe. Dar dacă nu faci chiar acum ce-ți poruncesc, atunci te ucid eu și precis. Pleacă! Ah, barbari, tâlhari, în ce șleaptă am intrat eu?
Ai rămas singură, Larisa Dimitrievna. Vasia. Vasia, mă pierd. Larisa Dimitrievna, porumbița mea, ce-i de făcut? N-ai ce face. Vasia, noi ne cunoaștem din copilărie, ca și cum am fi rude. Ce să fac? Învață-mă. Larisa Dimitrievna, eu te stimez și aș fi bucuros să... Dar eu nu pot să fac nimic. Credeți-mă pe cuvânt. Dar nu cer nimic de la tine. Te rog numai să ai milă de mine. Măcar să plângi alături de mine. Nu pot. Nu pot nici asta. Și tu porți lanțuri? Cătușe, Larisa Dimitrievna. Ce fel? Cuvântul meu cinstit de negustor. Ah. Larisa Dimitrievna, ascultă-mă și nu te supăra. Nici nu-mi trece prin gând să te jignesc. Îți doresc numai binele și fericirea, adică ceea ce meriți pe deplin. Nu vrei să mergi cu mine la Paris, la expoziție? Pe urmă, viața pe deplin asigurată. Nu te teme, nimeni nu o să te condamne. Sunt graniți dincolo de care nicio condamnare nu trece. Eu pot să-ți asigur un trai atât de îmbelșugat încât cei mai veninoși critici de moralitate veniți din afară nu numai să amuțească, dar să și caște gura de uimire. Eu n-aș sta o clipă pe gânduri să-ți ofer mâna mea, dar sunt însurat. Te văd turburată. Nu îndrăznesc să-ți cer un răspuns pripit. Gândește-te. Dacă primești binevoitor propunerea mea, dă-mi de veste și din clipa aceea mă preschimb în sluga dumitale credincioasă, gata să îndeplinesc la poruncă toate dorințele, chiar și capriciile dumitale, oricât de ciudate și de scumpe ar fi. Pentru mine, chiar imposibilul e puțin lucru. Acum te las. Gândește-te. Nu de mult priveam în jos peste grilaj și s-a învârtit pământul cu mine. Era aproape să cad și de cazi atunci se spune că-i moarte sigură. Oh, ce bine ar fi să mă arunc. Nu, nu. De ce să mă arunc? Mai bine stau aplecată peste grilaj. Mă uit în jos. Amețesc și cad. Da, e mai bine. Amețită, nu simt durere. Nimic. Cad!
Te desparți de viață. Nu e așa ușor cum credeam. N-am putere. Vai, ce nenorocită sunt. Dar sunt oameni pentru care e ușor. Se vede că aceia nu m-au niciun rost să trăiască. Nimic nu le mai drag. De nimic nu le mai pare rău. Dar nici mie nu mai ne drag nimic. Nici eu n-are rost să trăiesc. Nici eu n-am de ce trăi. Atunci, pentru ce nu mă hotărăsc? Ce mă ține deasupra prăpastii acestea? Ce mă împiedică? Ah, nu, 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 nici Knurov, luxul, strălucirea. Nu, nu, nu știu ce-i vanitatea. Desfrâul. Ah, nu, nu, pur și simplu îmi lipsește hotărârea. Oh, jalnică slăbiciune. Să trăiești oricum. Dar să trăiești. Dar când nu poți trăi, la ce să te încăpățânezi? Ah, cât sunt de nenorocită. De ce nu mă omoară cineva? Ce bine e să mori cât mai ești cu sufletul curat. Ori să fii bolnavă și să mori. Da, mi se pare că mă îmbolnăvesc. Ah, ce rău mi-e. O boală lungă. Să mă liniștesc, să mă împac cu toate, să iert pe toți și să mor. Vai, mi-e rău, mi-e rău, cum îmi fugie capul. Larisa, Larisa! Oh, de-ai ști ce dezgust simt pentru dumneata, Iuli Capitonici. Ce cauți aici? Dar unde vrea să fiu? Nu știu. Unde vrei? Numai nu acolo unde sunt eu. Te înșeli! Eu trebuie să fiu întotdeauna lângă dumneata, să te apăr. Iar acum sunt aici ca să răzbun jignirea ce ți s-a adus. Pentru mine jignirea cea mai grea e protecția dumitale. Nimeni altul nu m-a jignit. Prea ești îngăduitoare. Knurov și Vojvatov, te trag la sorți. Cam sub pajură. Care din doi te va câștiga? Și asta nu-i jignire. Strașnici prieteni mai ai și strașnică stima o față de dumneata. Nu te socotesc femeie, nici măcar făptură omenească în stare să se hotărască singură de soarta ei. Te socotesc obiect. Ori dacă ești obiect, atunci lucrurile se schimbă. Obiectul nici nu poate să se supere, nici să se simtă jignit. Obiect? Da, obiect. Au dreptate. Sunt un obiect, nu om. De asta m-am convins până la urmă și eu. După câte încercări, sunt obiect. În sfârșit s-a găsit cuvântul potrivit pentru mine. Dumneata l-ai găsit. Și acum pleacă. Te rog, lasă-mă. Să te las? Cum să te las? Cui să te las? Orice obiect trebuie să aibă un proprietar. Eu mă duc la proprietarul meu. Eu te iau. Eu sunt proprietar. A, nu! Orice obiect are și preț. Sunt prea scumpă pentru dumneata. Lisa, cum vorbești? Nu m-aș fi așteptat la asemenea cuvinte. Dacă e să fiu obiect, atunci îmi rămâne o singură satisfacție. Să fiu scumpă. Foarte scumpă. Fă-mi, te rog, un ultim serviciu. Du-te și trimite-l pe Knurov la mine.
Ce spui? Ce-i cu dumneata, viroț în fire? Atunci mă duc singură. Larisa Dmitrievna, oprește-te! Te iert, iert tot. Dumneata mă ierți. Îți mulțumesc. Nu mai uite, eu nu-mi iert că mi-a trecut prin gând măcar să-mi leg soarta de un om de nimic ca dumneata. Să plecăm, să plecăm imediat din orașul ăsta. Acum consimt la orice. Prea târziu. Te implor, dăhiește-mi fericirea. Prea târziu. Acum în fața ochilor mei sclipește aurul și scânteie briliantele. Sunt gata la orice sacrificiu. Sunt gata să îndur toate umilințele pentru dumneata. Du-te! Du-te, ești prea mărunt pentru mine. Un nimic. Spune-mi! Spune-mi cum să-ți meri dragostea! Te iubesc! Te iubesc! Minț! Te iubesc! Minț! Te iubesc! Eu dragoste am căutat și n-am găsit-o. Pe mine toți m-au privit și mă privesc drept o păpușă. Niciodată nimeni nu s-a străduit să pătrundă în sufletul meu. Nimeni nu m-a compătimit. N-am auzit un cuvânt cald din inimă. Și ca să trăiești așa, e fioros. Eu nu sunt de vină. Am căutat iubirea și n-am găsit-o. Nu există pe lume. La ce aș mai căuta-o? N-am găsit dragostea. O să caut aur. Pleacă! Pleacă! Nu pot fi a dumitale. Îți pare rău. Trebuie să fie a mea. A oricui, dar nu a dumitale. Mea, nu! Niciodată! Atunci... Atunci n-ai să fii a nimănui! Am fost nebun. Dragul meu, ce binefacere ai săvârșit. Dă-l încoace pistolul. Aici, lângă mine, eu singură. Singură. Oh, ce binefacere. Ce s-a Eu singură. Nimeni nu e vinovat. Nimeni. Eu singură. Spuneți-mi să tacă! Spuneți-mi să tacă! Nu. Nu. De ce? Cine-i vesel? Lăsați-l să se veselească. Eu nu vreau să turbur pe nimeni. Trăiți cu toții.
Am transmis Fata fără zestre de Alexandru Nicolaevici Ostrovski. Traducere de Alexandru Chirițescu și Sonia Filip. Adaptare radiofonică de Radu Beligan. Distribuția a fost următoarea: Harita Ignatievna Ogudelova, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită, Larisa Dmitrievna, Clodi Bertola, artistă emerită, Mochi Parmion Cnurov, George Calboreanu, artist al poporului, Vasili Daniel Vojevatov, Nicolae Bălănescu, Iulii Capiton Carandășev, Emil Bota, artist emerit, Sergei Sergeevici Paratov, Geo Barton, artist emerit, Eufrosina Potapovna, Tanții Benescu Munteanu, Robinson, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului, Gavrila, Ionul Meni, Ivan, Mircea Cojan, Ilia, Gheorghe Soare, regia artistică, Radu Beligan, artist al poporului, și Mihai Zira, maestru emerit al artei.